Salut, dragi prieteni, și bine v-am regăsit! Numele meu este Claudiu Truță, alături de mine se află Ecaterina Bujor și împreună suntem la nevertebrate.ro. Astăzi vom realiza un interviu cu cea mai implicată femeie în acest hobby, după părerea mea, deoarece multe din proiectele voastre au trecut prin mâna ei și multe sfaturi au fost implementate cu succes de către voi. Astăzi voi încerca să vă dezvălui un alt punct de vedere în spatele scenei. Ecaterina, îți propun să ocupăm două locuri și să înceapă șirul de întrebări. Hai! Ecaterina, de cât timp lucrezi la nevertebrate.ro și care e povestea acestei colaborări? La nevertebrate.ro sunt deja de 3 ani. Am fost atrasă de job în primul rând fiindcă aveam deja experiență în vânzările online. În al doilea rând, acvaristica și teraristica erau ceva nou pentru mine, mai exact o provocare. Și nu în ultimul rând, îmi plac animalele, iar aici am avut norocul să văd animale pe care le-am văzut doar în cărțile de biologie. Și am decis că locul meu este aici, datorită colectivului și atmosferii, dar și domeniului extrem de interesant. Ce experiență aveai în acvaristică și teraristică? La început aveam cunoștințele de bază, însă am încercat să interacționez cu clienții doar în ceea ce privește starea comenzilor și disponibilitatea produselor. Pe parcurs am început să aflu informații mai multe de la colegii mei, dar și de pe formurile de acvaristică și teraristică. Însă, bineînțeles, sursa cea mai bună au fost colegii mei care au o experiență destul de vastă. Un alt ajutor mi-a fost acvariile amenajate la magazin, pentru că am putut să observ startarea și evoluția acestora. Astăzi mai există secrete pentru tine în acest hobby? Bineînțeles, tehnologia avansează și apar în fiecare an produse noi, iar noi ne documentăm, le testăm și apoi oferim clienților noștri informații cât mai utile. Hai să schimbăm puțin registrul și să te întreb cum este să lucrezi într-o lume a bărbaților. Nu e o lume doar a bărbaților, ci sunt doar majoritari. Am cunoscut și acvariste atât din România cât și din Europa și sunt bune în ceea ce fac și sper să crească numărul acestora. Dar cum ziceam, într-adevăr sunt majoritari bărbații, dar sunt amabili, educați și o plăcere să discut cu ei. Aici mi-am făcut mulți prieteni. Cum este să lucrezi la nevertebrate.ro? Îmi place ceea ce fac, de la discuțiile cu clienții, menținerea legăturii cu furnizorii noștri, dar și rezolvarea problemelor care intervin pe perioada zilei de lucru. Îmi place că prin mâna mea trec specii interesante de pești, reptile și insecte. Îmi place că am un colectiv de treabă, colegi haioși și ne ajutăm reciproc. Și îmi place că acvariștii și terariștii din Cluj-Napoca m-au adoptat și mă simt perfect integrată în rândul lor. Cum vezi viitorul? Foarte pozitiv. Cred că acest hobby va deveni tot mai popular, mai ales că mulți acvariști români au început să fie bine văzuți pe plan internațional, iar noi ca și magazin încercăm să fim alături de ei prin gama variată de produse, răspunsurile prompte la solicitările lor, cât și comunicarea calitativă, la care nu vrem să renunțăm. Încercăm să oferim și o gamă și o ofertă variată de produse ca să nu ducă lipsă de nimic. O ultimă întrebare, una capcană. Ai un brand preferat? Da, o mulțime. Îmi place Haim fiindcă face produse durabile, îmi place Demerle fiindcă face produse elegante și practice, îmi place Oase fiindcă este orientat spre inovație și îmi place Sikem pentru ușurința folosirii produselor lor. Bineînțeles, pe lângă branduri sunt importanți și oamenii din spatele acestora, fiindcă la fel ca și noi pun clientul pe primul plan. Da, bineînțeles, aducem și branduri noi, dar rămân acelea cărora clienții noștri le fac o evaluare pozitivă. Vă mulțumim că ați fost alături de noi, vă invităm să urmăriți și celelalte filme ale noastre, să vă abonați la canalul nostru și să distribuiți acest film. Pe data viitoare! Pe data viitoare!